16 misiuni de salvare în fiecare zi și 7.000 de români în pericol de moarte. Salvamontiștii din întreaga țară pleacă zilnic în misiuni riscante pe urmele turiștilor rătăciți pe munte. Fără marcaje de orientare, orice traseu devine labirint mortal. În munții Bucegi, o mână de voluntari au reasigurat traseul din Bușteni până pe vârful Om. Cam am aici 4 ore trebuie. Până îl iau eu. Cu indicatoarele în rucsac, uneltele pe umeri și echipați de munte, câțiva voluntari pornesc pe traseul care ajunge în vârful Omu. Marchează drumul, repară scările și montează lanțuri pe porțiunile dificile. În fiecare an zăpada cade și distruge lanțurile sau podețele. Se întâmplă să dispară marcajele, să fie furat stâlpii. Vopseaua, după 3-4 ani, nu se mai vede. În jur de 5.000 de turiști tranzitează acest traseu în fiecare an. Printre ei se află și Ileana. Într-adevăr, au fost momente în care am ezitat să găsesc calea, pentru că marcajele erau slab marcate, colorate pe copaci. Semnul cel vechi este ăsta. Cred că are 10 ani. Drumul până pe vârful Omu durează în medie între 8 și 10 ore. Deși este extrem de dificil, traseul de la Cabana Mălăiești spre Pisc are cele mai puține marcaje. Ați văzut și astăzi, deja au trecut vreo 20-30 de oameni până la ora 3 după amiază. În ultimele 12 luni, doar salvamontiștii din Râșnov au avut 28 de intervenții grave de salvare. Accidentările ușoare nici nu le mai socotesc, iar toată echipa este formată din 2 angajați, pe care îi mai ajută însă câțiva voluntari. Partenerii de la Salvamont trebuiau să plece frecvent pentru intervenții și nu sunt suficiente persoane astfel încât să poată să amenajeze an de an aceste trasee. Bani pentru marcajele de orientare turistică nu există în bugetul salvamontiștilor, așa că se bazează pe sponsorizări și donații. Cu toate acestea, 9 din 10 români recomandă drumețiile pe vârful Omu.